Salut! Vreau doar să încerc să văd în ce măsură se vede camera frontală, mă rog, camera din spate, că cea frontală nu merge și probabil că așa vom funcționa de acum încolo. Eu nu mă văd pe mine, dar vă puteți vedea. O să fac clipul ăsta așa introductiv ca să puteți să fiți alături de noi în această perioadă și să vin și noi alături de voi cu materiale care să vă țină ocupați și inspirați, sper eu. Eu și familia mea am decis acum două săptămâni, să fac deja două săptămâni, de când am decis să plecăm din București, înainte ca toată nebunia să degenereze. Și iată-ne aici, i-am făcut bagajele lui Patrick pentru orice eventualitate. Bagajele mele stricte și personale sunt alea care sunt, ne descurcăm cu ce avem. Acum două săptămâni am plecat alături de alți prieteni noștri, de care între timp ne-am despărțit, ei mergând într-o altă localitate. Între timp a venit și tatălui Patrick, pentru că mi s-a părut important ca noi trei să petrecem această perioadă împreună, deși am fost separați încă din vară. În special pentru Patrick, îi priește foarte mult prezența amândurilor în viața lui. Așa, mare schimbări, schimbările pe care le resimte copilul nu prea sunt. Sunt schimbări în viața de zi cu zi, care ne privește pe noi adulții în mod direct. Practic ne-am mutat undeva la țară, stăm în gazdă, la niște oameni super, super binevoitori și nu mai binevoitori, avem super multe lucruri de învățat de la ei și despre asta va fi vorba în toate clipurile, pe lângă cum să ne gestionăm practic resursele și cum atunci când o să ieșim din carantină să fim mult mai prezenți și mai mindful cu resursele noastre. O să vorbim un pic și despre cum ne gestionăm gândurile și sentimentele, atât în timpul carantinei cât și după carantină. Asta mă ajută pe mine, în mod special vlogging-ul mă ajută să fac un pic de claritate mentală și sper din suflet ca toate insights-urile mele, și fie vorba ce noi, sper să nu mai dau, adică o să tot, who am I lying, o să tot fie romengleza asta. Sper ca insights-urile mele să vă inspire și pe voi și să vă fie... Da, bătic. Să vă fie de ajutor și de folos, să, eu știu, când vă simțiți down sau, nu știu, nu aveți inspirație sau veți entertainment, e bine, o să tot aveți entertainment. La noi, ca și la voi, sunt zile care arată la fel, dar sunt și zile care sunt cu totul și cu totul aparte și astăzi, spre exemplu, vom merge pentru prima oară să culegem leurdă. Leurda o culegem undeva de pe un deal super pustiu. O să merg acolo cu gazda noastră și cu Patrick și o să fie super tare pentru că n-am mai cules niciodată leurdă din sălbăticie. Cu siguranță nu ne vom întâlni cu nimeni, pentru că nimeni nu se gândește să se ducă undeva în pustietate să culeagă leurdă. Dar leurda este super bună de mâncat. Dacă acasă, când stăteam acasă, o vedeam doar în piețe și mă întrebam oare ce să fac cu leurda. Numai bunica mea știe ce să facă cu leurda. Shame on me. Acum se pare că leurda a ajuns inclusiv în salatele noastre și gazda noastră face niște salate super, super bune cu leurdă în blog și o să pun și rețete ale gazdei noastre și da, cam despre asta e vorba în acest clip. Pur și simplu vă invit în noua noastră viață de carantină, viața la țară, o viață, am trăit practic aerul curat și izolarea de tot ce înseamnă urban, pe peace of mind și chiar și peace of mind ăsta e uneori aparent, dar de cele mai multe ori sunt recunoscătoare că el există și știu că este greu pentru toată lumea acum, trebuie să învățăm să ne obișnim cu un nou stil de viață și da, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și eu sunt alături de voi, cum știu eu mai bine. Vă pup! Salut! Bravo. Bravo, bravo. Capra. Capra. Este berbec. Ce drăguțe sunt. Capra, mă, altă care scoțem. Absolută liniște. Liniște absolută.
Ce faci, măi? Ce faci, măi? Măi, strănutat, noroc, sănătate. Mergem la cules de leurdă. Stop! Suntem live, suntem în mijlocul pustietății. Am venit cu copiii aici ca să culegem leurdă în pădure. Planul inițial era să mergem în altă parte, dar drumul nu ne permite să ajungem acolo. Așa că să avem alternativa de a culege leurdă dintr-o altă pădure. Și o să filmez un pic pe aici. Hai, pădura unde o să mergem. Și o să învățăm de la gazda noastră multe, multe plante. Despre multe plante care cresc în zonă. Și uite cine vine aici. Ia uite. Nu l-am unde mai tu. Steaua șuti, plantă medicinală. E cu bun, toate am și eu cu mine. Hai să le căutăm. Eu filmez. Aia e floarea pastie, bă, ce te-a. Floarea Paștii? Și ce este aceasta floarea Paștii? Floarea Paștii! Și asta e planta medicinală. Da? Oh, ce drăguță. Aia e floarea Paștii. Floarea Paștii. Da, planta medicinală? Tot planta medicinală este. Hai să adunăm pitația! Suntem în căutare de leurdă. În continuare. În salată. Lucruri facem pentru a face o salată nutritivă. Mă uităm și după am uitat denumirea măciuca ciuci, nu mai știu să se numește. Suntem în pădure și să vedem. Vin! Unde? Mobila asta, vezi? Ah. Asta are ce să fie naturală. In the middle of nowhere. Aceasta este planta supranumită plămânărică. Este o plantă medicinală foarte bună pentru plămâni. Aha. De Grecie. Wow, ce cobor de frunze. Și companionul nostru este aici. De urdă și o vom culege acum pentru salată.
aparent nu au crescut atât de mult cât ar fi trebuit. Hai, ajutați-mă! Le urdă, le urdă, forever, le urdă, peste tot, le urdă. Doamna Rodica, ce proprietăți are le urda? Regenerează tisături. Ce o casă părăsită. Urzici, urzici, urzici. Am găsit și urzici. Da, ia, dăm Anca de un urzici. Dăm plasa aia. Poftim. Așa. Mai aștia nu, făcut... lasă că iau alta. Oh. Ia-o tu pe asta. Mai aștia că am fost harnic. Da, ai fost, da, adună și niște urzici. Mine, dar mă pot duce în cabană să duc pe acolo. Nu, că să dărâm pe tine, te uiți cu Ines mai de departe. Ok, so, am ajuns aici, am cules leurda. Avem leurdă pentru o săptămână întreagă. Doamna Rodica ne spunea că abia săptămâna viitoare o să... putem să culegem și mai multă, să punem în salată și să mâncăm nutritiv. Stăteam așa și mă gândeam, face super bine acest proces de... nu prea am fost în sălbăticie să culeg roadele pământului, cum s-ar spune. Și este o adevărată terapie, trebuie să recunosc. Dacă după ce ieșiți din cantină aveți ocazia să învățați un pic despre ce comori ascunse se află în pedealurile și în munții noștri, atunci vă recomand cu tot dragul, că este foarte, foarte multă satisfacție în munca asta și parcă ți aduce așa un pic de liniște mentală. Mi se pare o bună terapie și atunci când o să mâncăm efectiv din salata făcută de noi, o să ne simțim super împliniți și îmbogățiți și empowered că am făcut chestia asta cu mâinile noastre. Să vă mai arăt un pic de jur împrejur. Suntem efectiv în pustietate. Spate este o stâncă. Și o să mă duc să ajut doamna Rodica, vorbim mai târziu. Nu pot.